Nu are nimic, puiul meu, stai liniștit, puiule. Stai liniștit că cu cardul plătim, mâncați și pula ta. Atenție, cu caps lock. Observați, atenție, nu se pot adăuga ingrediente în această. Exemplu, lasă comanda la ușă. Să sune băiatul la sonerie când vine, că iar mor copiii din Africa. Frica de foame. Dacă iar fuge cu burgerul acasă. 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 De îmi lasă familia nemâncată. Dacă nu răspunde nimeni la ușă, măcar să lase, să lase mâncarea pe preș, că am un câine care habitează în scara curentă de bloc. Bloc. Bun, stai să băgăm aici. Mare atenție. Nu e nevoie. Nevoie să mă apelați telefonic, morții mătii telefonic, morții mătii de telefon, telefonic, pentru a confirma, sau livra comanda, deoarece comanda este plătită în avans cu cardul. A few moments later. Ia să am înțeles. Facem Caterinca. Iar bate coaie. Deci iar bate. Ia stai mă, fiți atenți că nu răspund. Nu răspund, sunt curios. De ce bate? Sunt curios. Să vedem ce se întâmplă. Iar bate, fiți atenți că bate. El bate, mă, fiți atenți. Fiți atenți, bate. Am scris explicit, mai țineți minte ce mesaj am scris? Deci iar bate, fiți atenți. Fiți atenți, iar bate. Iar bate, mâncați și plată. Iar bate. Iar bate. Nu, eu vreau să rămân nemâncat coaie. Vreau să văd dacă pleacă iar cu burgerul. Deci chiar vreau să văd dacă pleacă iar cu burgerul. Am auzit coaie, lasă-l să plece. Coaie, am scris mare mesaj să sune la sunerie. Vreau să văd dacă iar bate. Am mai dat o dată așa. Bam. Am mai dat așa, așa o dată. Ia, stați că vreau să vă văd. Vreau să aud. Mă rog, acum poate sună pe telefon. Nu răspund nici la telefon. Am zis special că nu răspund. Eu nu răspund la telefon, coaie. Nu răspund la telefon. Vreau să văd. Lasă mâncarea acolo sau iar pleacă cu burgerul. Bă, dați subscribe! Dați subscribe la Stressul Computers! Hai! Ia, bă, ia să vedem, frate! Ia să vedem, frate! Ia să vedem, băieți! Ce ne-a adus moșul? Bă, dați subscribe! Dați subscribe la Stressul Computers! Hai! Bă, dați subscribe! Dați subscribe la Stressul Computers! Hai! Iar a plecat cu burgerul ăsta, mă! Băi, nu se poate, bă, așa ceva! Iar a plecat cu burgerul! Dă-te morții tăi de oameni nenorociți! Hai că eu pot să umblu la telefonul ăsta, mă sună ratați ăștia în continuu, coaie. Și eu, de unde să știu care e numărul ăsta, băga mea și pula morților? De unde să știu care e numărul ăsta, coaie? Bă, la cât m-a sunat dreanța aia, ziceți repede că iar pleacă ăsta cu burgerul, coaie! Iar pleacă ăsta cu burgerul, băga mea și pula morții lui de burger! Iar îmi duce burgerul acasă, burgerul plătit! Fută-i morții, măsii de burger! Bă, dați subscribe, Sunați-l pe nenorocitul ăsta să lase dracu burgerul la ușă, că am scris explicit în mesaj să nu mă sune pe telefon și să nu bată la ușă, să sune la sonerie sau să lase burgerul acolo. Unde-mi bate mie cu jumătate tragere de inimă? Că eu fac spectacol pe internet, eu țip, eu dansez pe aici, mă arunc în cap. Să sune la sonerie sau să lase burgerul la ușă, că-i plătit, doamnă, v-am mai zis de atâtea ori că-i plătit. Am lăsat mesaj acolo expres. Mor copiii în Africa, doamnă! Sunați-l să lase burgerul la ușă! Fu-
făcut-o morți ei de viață și de tot, de români nenorociți! Cât mai îmi furați cu aia burgerul meu muncit? Ce face cu aia? Ia și-l duce și pe ăsta acasă. Ce face? Mâncați și pula ta cu el cu aia. Futu-i morții lui de burger și de tot cu aia. Bă, dar de ce nu-l lasă cu aia? Bă, cu aia, ce mesaj i-am scris cu aia? Ce mesaj i-am scris? Ce mesaj i-am scris cu aia? Face colecție de burgeri? Cu aia am zis explicit în mesaj să nu mă sune, să nu bate la ușă, să sune la sonerie sau să lase punga acolo cu aia. Că eu nu aud cu aia, nu, nu, ce fac, stau eu? Cu aia, eu cum am la două noapte, ce fac? Stau să păzesc ușa cu cioc-cioc la două noapte? Bă, e posibil, mă? Cu aia, eu nu pot să răspund la telefon, uitați-vă cât mă sună. Uite, ăsta, 5 apeluri, cred că ăsta e, mâncați și pula ta. Ah, stai că sună ocupat acum. Băi, e posibil, mă, așa ceva, mă? Băi, există, mă, asemenea oameni în viața asta? Acum nu mai răspunde, mă, m-a sunat de 5 ori. Mi-au dat lacrimile de emoții că ai adus al doilea copilaș. Momentan, clientul apelat nu răspunde. Te rugăm să încerci. Bă, nu, deci mie nu vine să cred așa ceva, mă. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Dă-te morții, mă, tii, până unde a plecat ăsta? Mâncați-i și pula ta, până unde a plecat ăsta, ești nebun? Eu am dat comanda online și am plătit-o, am lăsat instrucțiuni clare. Ce tot sună atâta cu aia? Ce tot sună atâta? Că eu nu am cum să răspund la telefon cu aia, că nu știu care să iei. Bă, coaie, am dat comanda pe telefon, nu vreau să vorbesc cu nimeni, coaie. Am dat comanda pe telefon, am plătit-o să facă ce e acolo și să lase la ușă, ce e așa greu. Și-a luat membru burgerul? Mersi frumos de membru, Andrei Marin, Ion Ștefan. Bună seara, sunteți în Colentina? Nu, că am o problemă. Deci, am comandat pe aplicație un burger. L-am plătit. Am băgat cod de discount. Am lăsat instrucțiuni clare că eu nu pot să răspund la telefon. Nu pot să sun, nu pot să vorbesc la telefon. De asta am comandat de pe aplicație și am plătit cu cardul în avans. Ca data trecută. Că și data trecută am făcut la fel. Și a venit băiatul ăsta, eu nu aud. De ce îmi ciocăne ușor la ușă? De ce îmi ciocăne ușor la ușă? Că am scris în instrucțiune acolo. Să nu mă sune. Să nu sune, să nu ceară confirmare. L-am plătit. Îmi face burgerul. Ori sună la sonerie. Ori îl lasă pe preș. Să nu vine să ciocăne, că eu nu aud. Am muzică aici, eu fac video chat, eu sunt cu clienții. Eu nu pot să ies la ciocăniturile lui încet, că nu aud de muzică. Că el îmi ciocăne încet, el crede că am copii în brațe. Eu n-am copii, am colecție întreagă de dildăuri, trebuie să satisfac clientele, că să fac video chat, înțelegeți? De ce nu vrea să-mi lase burgerul pe ușă, că rămâne mâncat, ce fac? E plătit burgerul, de ce tot îl ia atât acasă? Eu asta nu înțeleg, de ce tot îl ia acasă? De ce se atașează emoțional de comandă? Săptămâna trecută mi-a făcut la fel. De ce vine și îmi ciocăne? Am lăsat instrucțiuni. Să sune la sonerie sau să lase mâncarea pe preș, că e plătită. Nu au ciocănitori. Ce facem? Sunați ăsta să nu plece. Iar pleacă. Unde se duce? Iar se duce acasă. Că și deci cred că deja... Așa. Unde ce să fie? Eu nu vreau să-l mai văd pe omul ăla. Eu nu vreau să-l mai văd pe omul ăla. A fugit de două ori cu burgerul ăla. A fugit de două ori cu burgerul meu plătit. Îi place mult burgerul meu special. Să-l lase dracu comanda la ușă. La ce tot pleacă cu el? E plătită comanda, să o lase la ușă. Sau să sune la sonerie. Am zis în instrucțiune acolo. Să sune la sonerie sau să lase comanda la ușă. Nu aud.
Să nu mă sune pe telefon, că mă sună degeaba pe telefon. Eu am 300 de apeluri de la clienți pe telefon. Acum, cu toate numerele de pe lumea asta, nu pot să vorbesc cu toți. Că nu știu care e dintre numerele astea, nu știu care e. Înțelegeți? Am numere care nu sunt în agenda, mă sună clienții, înțelegeți? Mă rog, clientele. Nu avem preferințe. Cine plătește e ok. Așa, bun. Deci, mă sună și nu am numerele lor înregistrate. Cum nu am nici numărul curierului. Nu pot eu să știu care dintre numerele astea, că eu sunt în timpul emisiunii. Nu pot să știu care dintre numerele astea e curierul dumneavoastră. De asta i-am zis în mod special. De asta plătesc ca să nu existe probleme. Să lase burgerul, nu e nicio problemă, nu mă supăr. Nu mă supăr, dacă îl găsesc pe câinele ăsta, că am un câine aici care e rezident la etajul 2 în scara blocului, dacă vine după miros și servește burgerul, nu mă supăr. Că măcar am mâncat câinele, e și el un suflet. Dar să tot ia să-mi plece cu burgerul? E 80 de lei comanda, doamnă. Săptămâna trecută mi-a zis că îmi băgați banii pe burgerul, dar cu două săptămâni vreau să-i plătesc pensia alimentară, trebuie să-mi dați banii pe burger înapoi, dar cu două săptămâni. Nu înțeleg ce tot se întâmplă. Haideți, ce facem? Ziceți-mi o soluție, doamnă. De ce nu, după ce am sunat la doamna de la Presto, de ce nu l-a sunat atâta? Deci era, am sunat imediat că n-am apucat, nu știu, am verificat, s-a auzit ceva, dar a dispărut imediat. E un fel de ninja livratorul ăsta al dumneavoastră. Deci am sunat imediat, mă uit, nimic pe burger, nimic pe spară, nimic la lift. Eu nu pot, eu n-am vedere în fața blocului, am vedere în spatele blocului aici. Și nu pot să stric de la geam, băi prietene, întoarce-te cu burgerul. Deci am sunat la fața locului, n-a apucat să plece, am sunat frumos la Presto, la... Doamna de m-a apelat să mă întrebe între tiramisu și profiterol, deși comanda oricum era plătită, dar gen dacă n-avea profiterol, oricum trebuia să-mi pună tiramisu, că comanda era plătită, nu? Ce făcea? Nu mai întrimentea burgerul, că n-am pus desertul? Eu comand pentru desert sau pentru burger? Așa, în fine. Da. A lăsat comanda pe preș? Doamnă, dacă a lăsat comanda pe preș, eu îl mănânc. Eu mănânc preșul ăsta, să moară frații mei. Deci eu mănânc preșul ăsta. A venit acum și a lăsat-o pe preș. Până acum 2 minute nu era pe niciun preș. Acum am recuperat comanda, dar să-i transmite să-mi aducă și preșul înapoi. Că e preș de la cu welcome, l-am luat de la Dedeman. Bine, vă mulțumesc, o seară bună!